Salutare tuturor, eu sunt Genaro și bine v-am găsit astăzi la un nou videoclip în care o să mergem în Ungaria, Budapesta, cu o barcă din asta. Nu știu cum să zic, eu te-am ajutat, nu te-am ajutat ei. Anyway, dăm o barcă din asta, uite mă că nu știu să vorbească. Și mă rog, mergem să ne plimbăm. Cam așa arată aici. Like, subscribe, dacă veniți vreodată în Ungaria, hai să vă arăt cum se face. Deci noi căutăm ăsta, da? Budapest Daytime Sightseeing Cruise, da? Care costă 140 de lei. 70 de persoană, aici is tickets and info. O să cumpărăm și mergem să vedem despre ce e. Ce? Ah, because he's like... Da, dacă nu știți povestea lui David, aveți un link în descriere unde puteți să vedeți despre ce e vorba. Ok, this is the... Hai gras, fără frică. Deja e rău de mare? Ok, this is the entrance, right? Wow. Ok, asta e altă barcă, dar nu ne interesează. Arată-ne, David, ce avem acolo. Niște căști foarte premium. Ok. Ca să... Ai un Walkman aici, opa. Mi se povestește despre ce e vorba. Sper că în engleză. Sper că în engleză. Okay. În română n-au, bine ca un rusă. Da, sincer, adică bă, rușii în spate, pe la ceafă. Așa că... Hai că te pricep cu tehnologia dacă... Nici nu sunt foarte... Premium. Mai, nu poți să dai cu AirPods. Ia vezi. Dacă aveau jack, puteai să spui jack-ul tău dacă aveai căști, știi? Deci dacă aveai căști pe... Asta puteți zi. Mă rog, prima dată văd un bar acolo. Nu știu dacă avem... Dacă avem voie să luăm ceva chestii sau una. Ideea e că arată foarte nice. Dacă ești student, plătești mai puțin. Dar nu te pune nimeni să dovedești. Deci dacă ai legitimație, bine. Prețul este de... Și poți să-i dai start? E dat start? Ai început povestea? Nu, am muzică populară. Are muzică populară română. Deci poți să asculti și în română pe chestia. O să vedem despre ce e vorba. Prețul este de 8500 de forinți. Acum faceți voi, conversia 1,34 lei este 100 de forinți, dar noi plătim 500 mai puțin, deci 8000 de forinți pentru că suntem studenți, ori 2, 1600 de... Scuze, 4500 era prețul de per bilet, în total 8000 de forinți, 125 de lei, 25 de euro, ceva de genul. Mă rog, arată fain, vedem ce putem să vedem. Pe aici, pe marginea Dunării, foarte, foarte tare oricum. Peisaj, vezi cetatea, vezi Palatul Parlamentului. Da, it's cool. Nu-i foarte multă lume. Mi-ar fi plăcut să pot să stau în față, acolo. Dar aparent nu pot să fac chestia asta pentru că oamenii stau deja. Bun, hai să vedem, David, să luăm și noi un loc. Mă obosește mâna, cred că trebuie să-mi scot repiedul. Dar da, foarte multe poduri aici în Budapesta din ce observ. Spune-mi David, spune-mi tu căștile, să auzi ce muzică. Să mi le pun. Spune-le oamenilor cum arată asta. Care e faza cu Buda și Pesta? Din câte știu că eram clasa 5-a când am venit prima oară. Este cel mai mare dintre cele 7 sau 8 poduri, nu mai știu câte sunt. Care se numește podul, ori podul regelui, ori podul leilor. Desparte Buda de Pesta pentru că ei inițial, cred, atunci când era Imperiul Austro-Ungar, erau practic două orașe, nu era un singur oraș, care acum se numește Budapesta și e capitală. Și pe o parte e Buda și pe o parte e Pesta. Da. Deci cam așa ceva, nu știu, de genul. Să se audă, nu știu dacă auziți muzică, stai. Ia. Mai cântă? Nu cred că mai cântă. Sigur. Ok, o să pun la ăsta, dacă nu găsim melodia pe YouTube. Da. Stai, nu e română, nu? Ba da. Ah, populară în română, ok. Da, poduri cam vreo 7, 8, 9 chiar sunt doar la mai margine de oraș, dar cam vreo 7, 8 sunt în oraș, da? Poduri imense. O să vă arăt cadre, facem un mini montaj. Aici o să ne pună povești să ascultăm la, da, deci la căști și... Gen, trecem pe lângă chestii și o să ne explice exact cum. Și cum fac oare? Că cred că le pornesc pe toate deodată și ne, în funcție de limbă... Ele, la tot începe deodată. Un preset. Da, 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 zic. Adică nu poți să treci de pod și ție să-ți povestească după ce ai trecut, că n-are sens.
Văd că este și cred că și șobaie. Noi ne-am pus să stăm aici, unde, na, da, punem măștile, wear your mask, and aici, nu știu ce e, mă rog, televizoare acolo, nu știu ce cu ele, dar da. Hai să stăm și să ne bucurăm de acest timp fain. Da, eu mi-am pus în engleză și o chestie interesantă e când vorbește pesta, te uiți în stânga. Merge cu, ca să-ți dai seama la ce se referă. Deci cu 19 km la oră merge aparent acest vapor. Și acum când vorbește bărbatul, pe partea dreaptă vorbește Buddha. Și cred că vorbește despre universitatea aia. Cred. Da, mă rog. Super, super oricum. Deci pe măsură ce trece, îți arată clădiri importante și vorbește despre ele și cam atât. O oră o să dureze. Vedem ce... Eu pare mai multe la final. Ce e ăla? Da, ăla nu știu ce e. Da, cred că aia e. Ne zice acum ce e. City. Că se traduce în, din engleză se traduce în ungurește ca fiind și ca o balenă. Deci aia e o balenă. Aparent e o balenă. Timp a început să plouă. Da, cam asta a fost turul. Când te întorci după ce treci de o insulă, nu mai vorbește în căști. Dar da. Hai să merg să iau pe David de la baie și cred că putem pleca. Faină baia. Nu o să zic nu. Gras, ai murit? Sau ai luat-o la femei? La bărbați? La bărbați suntem, ok. El la sală, la greșeală, la greșeală de femei. Și? Nu am apucat să mă nimic, că mi-am dat seama. Hai! Da. Păi, ce să zic? Cred că ăsta a fost videoclipul. Opa, am deschis din greșeală ușa la femei. Cam ăsta a fost videoclipul. Sper că v-a plăcut. Dacă sunteți vreodată pe aici prin Ungaria, după cum am zis, 100, hai să zicem 55 de lei, 60,
de persoană ca să vii să vezi, mă rog, pe Dunăre și chestii de genul. Noi ne ascundem de ploaie. Spuneți părerea despre barcă. Băi, na, a fost tripul interesant, auzeai și în română și chestii, dar pe de-o parte, după un timp a devenit plictisitor. Și pe mine m-a luat foarte, foarte tare somn. Nu știu dacă e din cauza că am stat pe barcă sau că în ultimele două nopți am dormit maxim 8 ore adunate. Dar, nu știu, mi-e foarte somn și eu a început să plouă, which sucks. Așa că ne ascundem aici până vine cineva după noi și o să mergem într-un mall. Probabil eu vreau să dorm o oră și numai bine să vă arătăm și hotelul, dar vedem ce o să mai facem. Merită dacă vii odată, s-o faci de două ori, n-ai de ce. Informație interesantă dacă ai chef să ești pe net, doar că le și vezi. Da, prețul e ok, adică 125 de lei pentru două persoane, da, mi se pare super da. Ok. Mai, și mai puțin, 105, cam da. Dacă ești student. Astea sunt lucrurile pe care o să le vezi, din ce observ eu, Palatul Parlamentului, insula, nu știu cum, care are 2 km lungime, 500 de metri, așa, lățime. Acolo e un pod interesant în formă de W, cu care este accesul pe insulă. O să încercăm să mergem acolo, dacă găsim o mașină. Na, poduri foarte multe, sunt multe poduri pe aici, de văzut, după cum am mai și spus, și da... am vrut să zic ceva, dar nu mai știu ce am vrut să zic. Cred că cam atât. Cam atât. Primești, na, cum am zis, ceva băuturi acolo gratis, na, o apă cu lămâie, un ceai, un... Mi se pare foarte nice, adică la Mac, unde am fost, te pună să plătești 200 de forints, da, un leu și ceva, 2 lei și ceva, să te pună să plătești ca să mergi la baie, nu prea ok. Aici primești ăstea gratis, super, super fain. În afară de chestia asta, cred că nu mai am nimic de zis. Așa că, da, cam atât și pentru acest videoclip. Sper că v-a plăcut și l-ați găsit interesant. Eu am fost Genaro, David aici. Vă mulțumim pentru atenția acordată. Și ne vedem data viitoare cu alt videoclip nebun.